Bună copii! Vă prezint pe Cristian. El este elev în clasa a treia. Cu ocazia începerii noului an școlar, elevii din clasa lui participă la o excursie. Pornesc pe jos din parcarea școlii împreună cu doamna învățătoare. La ora 11 ajung lângă pădure. Se plimbă pe o cărare în pădure când, lângă un copac, zăresc o căprioară. Toată lumea este încântată de frumusețile pădurii. Peste un sfert de oră ajung la cabană. Cristian și Ștefan se joacă cu mingea. Prietenilor adună lemne pentru foc. Fetele povestesc despre vacanța mare. Andreea a fost la țară la bunici. Carmen a călătorit la mare cu familia. Cristina și-a petrecut ultima săptămână de vacanță în munți. Toți copiii au avut o vacanță minunată, plină de aventuri. După masă, elevii și doamna învățătoare merg în drumeție în pădurea din apropiere. Ei devin prieteni cu o veveriță jucăușă. Seara fac un foc de tabără, cântă și mănâncă bezele. Alegeți răspunsul corect pe baza textului ascultat. Unde merg elevii din clasa lui Cristian? În excursie? În tabără? Sau la mare? La ce oră ajung lângă pădure? La ora 10? La ora 11? Sau la ora 12? Ce fac Cristian și Ștefan lângă cabană? Adună lemne? Se scaldă? Sau se joacă cu mingea? Ce fac prietenii băieților? Se joacă cu mingea?
povestesc despre vacanță sau adună lemne. Despre ce vorbesc fetele? Fetele vorbesc despre animale? Sau vorbesc despre vacanța de vară? Sau vorbesc despre băieți? Completează propozițiile pe baza textului ascultat. Succes! Atenție! Un cuvânt este în plus. Să vedem acum dacă știți răspunsurile corecte. Unde și la cine a fost Andreea? Unde și cu cine a călătorit Carmen? Unde și-a petrecut ultima săptămână de vacanță Cristina? Unde și cu cine merg elevii după masă? Cu cine se întâlnesc ei? Ce mănâncă ei lângă focul de tabără? Felicitări! Ați lucrat foarte bine! Vă felicit! Numai bine!